Șantierul compozitor s-a lucrat la foc continuu în ultimii 4 ani, iar rezultatele se văd cu ochiul liber. Aproape 95% dintre străzi au fost asfaltate. Așa este. Așa cum spuneați și noastră, Primăria Municipiului Constanța, prin SECE Confort Urban, a avut o serie de investiții în acest cartier, un cartier al Constanței, care acum 4 ani de zile era la nivel de pământ. Ne putem mândri cu un cartier modern, așa cum se poate observa, avem parte carosabilă, avem spații verzi foarte multe și o serie de lucruri care au îmbunătățit substanțial această zonă. La acest moment, Primăria Municipiului Constanța, prin SECE Confort Urban, execută ultimile lucrări de asfaltare. Aflăm acum pe strada Eduard Caudela și știu că aveți niște fotografii aici, cum arăta înainte și cum arată acum. Este o schimbare vizibilă. Absolut. Așa cum se poate observa și în aceste fotografii, la început putem să observăm și în aceste fotografii erau niște spații care erau complet impracticabile, care nu erau deloc funcționale, iar la acest moment putem să vorbim de niște spații la standarde actuale, putem să vorbim și de spații verzi și de zone dedicate pentru pietoni. Așa cum se poate observa, chiar și în acest moment, echipele SECE Confort Urban execută lucrări de asfaltare pe strada Sabin Drăgoi, o stradă din cartierul Compozitor, una dintre ultimile, printre ultimile străzi care necesită asfaltare.